Gazdele acestora sunt elevii și cadrele didactice ale școlii numărul 14 din Ploiești. În prima zi a vizitei lor, oaspeții de peste hotare au mers la primărie și au stat de vorbă cu vicele Raul Petrescu. Un proiect cu finanțare europeană, partenerii străini veniți din Irlanda, Danemarca, Spania, Franța, Turcia au venit astăzi. În cadrul acestui proiect este un schimb de experiență. Este vorba despre lupta împotriva abandonului școlar. România, din păcate, este chiar pe locul 3 în Europa în privința abandonului școlar. Prin activitățile pe care le vom desfășura, prin produsele finale pe care le vom avea, încercăm să găsim posibile soluții pentru îmbunătățirea acestui aspect, nu spunem eradicarea abandonului școlar, este imposibil, descoperirea cauzelor cele mai importante ale acestui fenomen și, desigur, dacă vom putea, prin măsurile pe care le vom propune, să schimbăm chiar într-un fel și abordarea guvernului în ceea ce privește abandonul școlar. Proiectul presupune abordarea fenomenului abandonului școlar, depistarea cauzelor și căutarea unor soluții de limitare a fenomenului. La proiect participă elevi din Franța, România, Irlanda, Grecia, Spania, Turcia și Danemarca.